În primul rând vreau să mă laud că am reușit în viață și sunt mai bronzată decât tine, ceea ce este imposibil pentru că tu te duci în vacanță din luna ianuarie până în decembrie 31 și apoi de la 1 de la capăt. Dar, na, la tatuaje, să zic, și la tatuaje te-am luat, deci și că văd că tu pe tatuaje mici, aici colo. Da, bă, la capitolul bronz te las să te bucuri, dar nu pentru foarte mult timp, pentru că eu încă n-am ajuns la mare vara asta. Dar weekendul celălalt o să ajung la mare și apoi mai vedem cine e mai neagră. Și eu și mă duc odată cu tine, poate, poate. Da, 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 și să nu uiți untul de cacao, pentru că de la ăla sunt neagră și hidratată. Să știi că nu mai zic la nimeni, dar acum vreo 2-3 ani când mi-ai spus acest truc cu untul de cacao, am spus la toată lumea și acum nici mai găsește magazine. Toată lumea se dă cu uzi. Noi chiar suntem influencer, tu ești influencer și am dus vorba mai departe. Dar nu sunt întotdeauna un exemplu bun. Pentru că acest unt de cacao nu are factor de protecție și sunt foarte multe persoane care susțin că nu e bine să nu folosești factor de protecție. Eu așa sunt eu. Na, la capitolul ăsta nu folosesc factor de protecție, untul de cacao și cam atât. Deci nu, noi nu spunem să facă lumea ca și noi, noi spunem doar ce facem noi. Acum lumea să judece dacă e bine sau nu e bine. Dacă vor să ne copieze, e treaba lor, dar ar fi bine să ne copieze dacă vor un bronz frumos. Noi suntem modeste. Dar zi-mi de tatuaje, cum de ai tatuajele așa de mișcă? Acum a venit vara și te văd mai dezbrăcată puțin. Și ar trebui să le fac mai mari dacă vine da! Mare, nu și să le nu să le văd, să le văd mai mult, că acum te văd cu tatuaje aici, pe mână, pe dege. Nu că erai mai îmbrăcată. Mă uitam după bronz, eu știi. Da, erai atentă la bronz și nu la tatuaje. Știi că mă mai întreabă lumea câte tatuaje am și trebuie să stau să mă gândesc. Acum știu să răspund corect la această întrebare pentru că astăzi le-am numărat, pentru că mi-am mai făcut două și am vrut să știu al câtelea tatuaje îl fac astăzi. 78 le-am făcut azi. Dar multe le uit, adică uit că am unele din ele. Astea au fost primele două. Iubire și credință, astea au fost primele două. Apoi aripile de înger. Apoi mai am aici un tatuaj, este o mantră. Apoi mai am anul nașterii. Mai am aici. Uite, pe ăsta lui întotdeauna, lui să-l pun la socoteală. Ăsta la altul e nou. Capricornul e nou, este de astăzi, are câteva ore. Și mai am unul aici. Și ăsta e nou, e tot de azi. Și ce e jos acolo? Cred că este șarpele de foc. Cred că le-am numărat pe toate. Dar zi-mi, de la când nu te ustură acum, că e cald afară, te-ai obișnuit, nu mai ai nicio sensibilitate. Dar nu am, nu știu, eu ajung la concluzia că sunt foarte puternică și că rezist mult și duc mult la orice capitol. Și sunt foarte mândră de mine, adică uite, dacă e să ne referim la capitolul tatuaje, astăzi mi s-a spus că cel de aici din spate o să usture puțin, cel de pe picior la fel și eu n-am simțit nimic. Adică eu de câte ori fac un tatuaj, eu sunt zen, n-am nicio problemă. Stau pe telefon, nu simt nimic. La fel nu simt nici la injecțiile cu botox. Nu știu, nu, dar ori am o foarte mare rezistență la durere și mie mi se pare că nu simt nimic. Nu mă deranjează. Chiar mi-a spus și băiatul care mi-a făcut tatuajul că am o piele bună, că nu... Nu a dat sângele deloc de nicăieri, am fost foarte liniștită, sunt mândră de mine, descoper lucruri interesante și plăcute. Dar te-a dat cu xilină, scuză-mă că te-a dat cu xilină pe loc, că pe osul din spate de la ceafă e dureros și eu am. Mai nu știu cu ce m-a dat, habar nu am. Nu știu, nu m-a întrebat că nu știu, nu am fost foarte atent, adică eu am fost atentă să poziționăm tatuajul să fie acolo unde vreau eu să fie și mai departe nu știu ce a făcut băiatul acolo, adică era în spatele meu, nu l-am întrebat ce face. Da, e ok, e bine că... Capricorn ești tu? Sau Gabi? Eu, și Gabi. Amândoi? Amândoi suntem Capricorn, da. Dar nu avem nicio legătură la felul de a fi unul cu celălalt, adică n-ai zice că suntem doi Capricorn, suntem total diferiți. Bine, el e mai la începutul zodiei și eu sunt mai încolo, mai la sfârșit. El are... e mai calmul dintre Capricorn, nu vine cu coarne. Gabi e ăla calm. El, da, el e mai calm. Da, eu sunt...